George Anca, ești un american? Te bate el taică tu. Polițiștii ăștia mă vor aresta pe mine? Ești un american? Din actor, terorist, prin ședere 2 luni, neprimit, ce dacă în această casă? Nici că-ți pasă. E miezul nopții, canasta, încă o teroare inclusă. N-am cum mânca, anfitrioana te așteaptă pe tine, din beznă, adoră numai străinii, nici să dorm nu am cum. Tuciul capului fierbe la porci soarbă, ochii croncăne, inima se spârcăie. Caiete nu găsesc, îl de piese-mi trebuia, un scenariu al teoriei tale, pregătit din mii de nașteri, pe ce planetă? Nu tehnologia, persoana, degenerării, agresivității, să nu generalizăm. Acum tot mă prăvăl de cruzimea ospitalității întoarse asupra găzduirii. Actori se dădeau rușii, de-i spunea lui Pica Dumitrescu în Găiești, că-l duc la Moscova pe scenă. Petrol, boxează Titu Boldescu, ori rupe lanțuri, adolescență. Cicer, fără armată, ne blocase spațiul de deasupra gardului pe care săream în grădina cinematografului. Mă sui pe stâlpul de telegraf din fața poștii și prind peste drum și peste clădire, grădină, o pară de film. Mă chem jos, tată, blând, ce palmă, pumn, mamă! Pe americanul din vârful telegrafului nu-l mai chem jos, că mă trimite pe mine în vârful scaunului electric. De drog, de homosexualitatea profesorilor, lecții pe noi, rusă schimbată pe americană, ca mâine chineză, se invită homeostază. Ce-o fi? Conversație că se auzi ușa. Eu scriu să mai treacă din noapte, nu pot nici povesti să mă eliberez. Ziua unuia altuia, cum că ne-am pomenit cu el peste noi, în rupturi. I-am azvârlit un piedestal, m-a azvârlit în trafic, Hiller, Marțial de Kerala, zero per total. Nimeni să scrie, poate Matei, nici să citească pomădarea cu americanul retardării, insul nici insular, de unde îi sar lâcului? Îi dau lui să mănânce la bucurie, bucătărie? Vă auziți? Mama din Ilicino nu îi mai recunoaște nici frații din normal. Tu îți aflași cu prompt instinct, asasinule. Nu vorbim, i-am spus. O treanță de-a mea la voi și e jaf. Să-mi lase costumul, bretelele, cărțile de vizită. Nevastă mea netraducătoare, cirotică, nu direct paparuda, îi dă ordine de lapte pisicii. Era vorba că-l ia, că e nefericit. Atunci chestia cu jaful, ce știa ea? O zi bună. Și mă străpungea în memoria fratelui. Proasto, ți-l decortichează din patul fetii. Ce-i tot arăți drumul cu lumânări? Acum de-o-i fi vrând să dea de el ca Neliade. Așa da, fetelor, luceferelor. Mă luai după anunț, mai stai o săptămână. Așa am declanșat teroarea ocupării, psihozei. Da, primitoarea catolică. Avea metoda ieșirii pe scară să moară. O trece cineva? Văz, auz care moare primul. Depresie, cancer, drog. Guvernul american mă face și pe mine, Teo Peter, pe încetul. Pământul împânzit de călcători prin cânepă. Pe noi căzu ăsta. Eu nu mai rezist și n-am unde mă duce nici de mila femeilor din anturaj pentru noul venit din coasta Evei, Potomace, nici de spaima piedestalului iradiat în Târgoviște și București pe versuri de Whitman cu dedicație tatălui lui Dracula, același, cât că n-o fi știut niente de Transilvania, americanul modelant pe culturi opozitive. Rubaiate. Ce biserică? Nici stradă. Introvertire.
aspersează mușama. Mamă sa? Demenția. Nu-l lăsa să treacă strada. Nu l-a dus în amestecătură parateie de pe vatra indiană? Că ai fost două zile acolo, părinți, cum se cade, bărbatul tău pleacă la Paris. Vei suferi despărțirea. Măi, la goană, să nu fac infract, să sufăr și eu pleoștirea astuia pe noi? Măta care ia cu tine grijă de el? Te îmbelă. Gelozia nearătată poate arde Parisul. Cât de jilăvit magherbian indian. Unde de unde se duce ăsta? Vezi, cititorule, felul mexican al tuturor americilor trecuți peste Alaska de la noi din Barat. Ajung să văd și orele spre unu, mai încolo timp și de România. De-ar mai fi existat și când a călcat pe ea ăsta, cum să nu? Sora mea, Noana, îl primește, că zilnic mănâncă și stă la ea câte cineva, creștinește, chiar cu mințile. Mai unul să nu se îmbolnăvească de recunoașterea crengii în proces cu americanii. Radeți-l pe ăsta, ajungeți la TV cu ostatic. Ce închipuiți? Ce mai mincinoși globali? Ierusalim unguresc de al nostru. Să nu te înghită și pe tine de creștină. Vorba fie mii, dar sănătoasă. O fia, adică bătrânețea, tot pe la mănăstiri. Nu-ți poți oferi sufletul ultimului rahat, că nu ți-l primește. Își vără doar petrecania primarială, a fără educație, alta decât că e american, nu hindu. Te tipărește cu bocancul pe pânza de altar din anafură și aghiazmă. Lasă că te îmbracă fantomă pe drumuri armură. Tot murim, morții să se cărăbănească. A fost invitat, a găsit Imailul, camera pe cimitir. Ăștia vii, nu? Morți, nu? Nimic. Era timpul să vadă lumea. Ăsta ce e? Hai, hi! Frații nu i-au dat un ban de pe casa vândută. I-au dat brânci pe noi. Nu știm rezultatul controlului de drog. Dacă se împlinește în camera copilului nostru, momentan el... De nevoia noastră, sub terorismul lui. Ce spuneam? Păi ăsta ne-a dat peste cap. Nu-și dă seama că existăm. Nu suntem în pozele copilăriei lui și totuși zice că e membru al familiei. M-am nervozat cu forumuri pe moțiune, ca tot românul, chipurile, să am ocupație, sub ocupație. I-am spus și atașatei că nu-l mai țin. Dacă îl întinerează la Budapesta... Se cheamă că nu mai e invitatul meu și aici să nu se mai arate că degeaba. Nu e agentul meu, nici al cui e să ne lase dracului în pace. Povestiți-ne liberi cu inarabilă americanie, besmetică normalitate prin comparație. Că dacă venea Kirk Douglas, face pasii și scriam tot asta. A și publicat Cronica Română. L-am suit și pe internet, unde răspunsese doar la un forum ca să fie închis polițistul care împușcase un infractor. Asta e. Ele. Avatar. Și noi ni s-au transmutat ființele după karma. Medium. Cu cine suntem? Cu el? Ce vrea? Să stea? Cât? Oricât? Pe ce? Nu spune. Pe proști. Pe țara din fracții de molestatori? Molestați? Vrea și la țigani? Ăia că avem nevoie de el, așa, da? Nu că scăpăm, ne înmulțim în ceaun? El tocește laptopul cu plăcerea ce ne-o fericește? Cu deasila silelor întru plăcerea surorilor și nevestelor? Că săracul și el. Cum să mă înveți tu pe mine să mă înjur, puță? Că nu ne mai cheamă America la masă, bancă poate transnistrieni. Ah, Elie, n-am început o frază, nu un arhetip. Te iubeam de ne termina muleiul. Ne-ai întors cu pretențiile bolilor și traumelor creierului dumitale, necunoscându-ne, ne atingi în toate cearcănele genetic. Adio teorii și vorbit mult că ne întorci pe cea pe hăis.
măcar de a-i filma biserica de la Bercioiu, valea spre ea. Poți ajunge de faimă, de râs, râsul de noi, nu al tău, al reflexelor alor tăi. Uite că nu ne omorâm nici noi după tine. În replică, ne-ai omorât ca pe Teo la semafor. Cât că zici că peste tine o Dacia a dat. Mă, băiete, șprai de piper ai mirosit? Te ne iei cu smog cof la Roma, Crista, tot secția aia, la clor. Poate încă o infinită săptămână. Încabrează urechile, ciocurile tatei degete. Nevastă mea pe mine nu mai are cale nici a târziului să mă întrebe, mănânci? M-aș autoenerva, m-aș autodevora, că Victor mâinile cu mâinile. Nu ne-o fi plăcând, dar stă. Măi, frate, pe cadavrul răbdării noastre binevoitor, cristalinea scrânșet, o piesă improvizată pe nervi finali, contrastați de nule pidestalizate cu probă de la recepție. V-ați prins? Din lauda aia, nemai ținându-mă al ține, călcându-ne lingurița până la refuz, cum ne-ați mai oropsi încă judiciar, cu presă, critici, textualitate, abject, dictatoare, ceva schizofrenie, etnică? Oh, why not? Pe adeverința lui Bălaș, a 3 luni. Ăsta a 4 jumate în India, el președinte de alumni. Fulbright. Cât mai sunteți pe ai americaniei în India? Dragoș în Canada? Fugăreți de americani? Buicani, francani? Ce dizident român în existență, migrantă pleaznă pe marginalitatea excepționalului, fie și a homosexualului, retardatului, a tot minoratului? Textul ăsta nu va ajunge măcar. Da, bâlbâia sfurăită de pâș, pâș rucsac, peste costumul meu, repede la traducere, vreodată calmat, lobotomizat, ca el adunat de mine și traducerea și el, spre represie, of course, la masă în alcatrazul țărilor, vă culcarăți pe mine, mănânc și eu în viul nopții, Dacia, ba, lipscanii, fata zice că după hartă aș ișderi modela fericind americanește Italia, hrănindu-l pe el, vreo halucinație, izolație, că la Miss România văduva de evreu 85 de ani îl însoțisem, el fuga pe e-mail, milionimea, jena mea de american din doldura inculcatului dispreț față de locurile coastelor noastre strategice pe care catadixește că le tropăie. Mai un rând, scenariu, catedrala penticostală, cântece de cabaret, alb, soul, gospel, predici eu, Nicolescu, la el acasă, cu fata, mama, doctoriță, cuplu, maghiart, killer în serie cu Van, Vanul invitatului nostru, Focus. Ele, e singură unguroaica, de el va sufla fie mii, doctorița îl va valida, dramatizează, vorbim, o fi, a adus o pizza, laudă pe Clinton, ani later, motel Chicago, în pat nimic, fato, 2 zile pe câmp, dragoste de mama mare, indieni, ne uitasem, ne-am amintit, tovarăși, vom relua, 3 gentiliști, între 50 evrei la brutărie, voi de onoare, ei cu cultura oriunde. Septembrie 2007, ca emailuri Rostogol, Pizarro înapoi, cotit pe București. Auzi, ce demolesc pe aici? Îi în refacere de conștiință, lăsare de sânge, limbaj de gazetă, tractir, scârba de români. Vedem că nu e de sus, ca de la ai noștri, pe mai nații de nații. Majuscule întâmplătoare, ca toate celelalte. Tot ne înțelesesem. Cine cu cine? Să ne scriem în replică virtuală? Tema primă și ultimă fiind România înainte de India? Ceea ce Beckett, Buzati nu primiseră?
cum așteptăm noi să te simpatizezi și să nu ne neci în insolentul tuș al unei prezențe de blestem en passant, familia mea măturată trăiesc la origini sub bocanc, de simbolizarea hurducată pe o soare, rară cenușă. Ți-am dat un scris, n-ai răsfăit-o, rățuit-o? Pacoste mai repugnantă, oricine știe când ne parașutăm de sine și pe talpa astuia al patrulea din frați, unul milionar, el nici citit, călin nebunul. De unde năzdrăvani americani? Decât din supra mai munțunache și minoritarisme triumfante pe majoritățile lumii globalizate, stingere și eu.